Eu m-am născut în sud și nu sunt deloc obișnuit cu zăpada. În toată copilăria mea n-am văzut niciodată atâta zăpadă ca aici. Doar când m-am întors la Dumnezeu am ajuns și eu să merg la munte într-un loc ca acesta și să văd pentru prima dată în viața mea cum arată zăpada. Atunci mi s-a umplut inima de bucurie pentru că m-am gândit la versetul din Biblie care spune că Dumnezeu ne iartă, ne spală inimile, le curăță și le face albe ca zăpada. Acolo unde a fost murdărie și destrăbălare în viețile noastre, El ne curățește și ne face alb ca zăpada. M-am bucurat mult de acest adevăr, pentru că de fapt asta a făcut Dumnezeu în viața mea. Iertarea primită se află exact în centrul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Iertarea Lui ne aduce curățirea de păcate prin ceea ce a realizat Hristos la cruce. Atunci când El a murit, ne-a spălat și ne-a curățit inimile și le-a făcut albe ca zăpada. Citind Biblia, vei descoperi că atunci când Domnul Iisus a vorbit despre rugăciune și a învățat ucenicii că iertarea se află în centrul unei rugăciuni ascultate. În Matei capitolul 6, El și-a învățat ucenicii să se roage cu atenția focalizată pe Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. După aceea i-a învățat să se roage pentru alții. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Apoi a învățat să vină cu nevoile lor la Dumnezeu. Pâinea noastră cea de toate zilele. Dar i-a mai învățat ceva să se roage. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Sau iartă-ne nouă păcatele noastre. Iertarea s-a aflat la temelia învățăturii lui Hristos despre rugăciune și de aceea iertarea nu este altceva decât rezultatul întâlnirii omului cu sfințenia lui Dumnezeu. Asta a însemnat până la urmă practic să învețe pe ucenici să se roage ca Dumnezeu să fie sfințit. Numele lui Dumnezeu trebuie sfințit și respectat de cel care se roagă, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, iar atunci când cineva vine la El, trebuie să-L respecte pentru cine este El. Iar atunci când cineva vede cât de sfânt este el, atunci este zdrobit înaintea lui, își mărturisește păcatele și este curățat de toate nelegiuirile sale. Dar dați-mi voie puțin acum să vă vorbesc despre mărturisirea păcatelor, pentru că este un subiect important, mai ales când vine vorba de rugăciune. Mărturisirea păcatelor a fost și miezul învățăturii despre rugăciunea Mântuitorului și ne iartă nouă greșelile noastre sau ne iartă nouă păcatele noastre. Mărturisirea păcatelor se revarsă din întâlnirea noastră cu sfințenia lui Dumnezeu. Atunci când vezi cine este El, cu adevărat ești zdrobit. Însă din nefericire, de cele mai multe ori ne comparăm cu alții și spunem: oh, dar eu nu sunt chiar atât de rău. Dar atunci când îl vedem pe Dumnezeu în lumina sfințeniei sale, suntem zdrobiți și spunem: Doamne, fă-mă ca Tine, că nu sunt ca Tine. Așadar, în primul rând, ai nevoie să redescoperi sfințenia lui Dumnezeu și să fii sincer cu El, să spui: Doamne, Te-am dezamăgit. Trebuie să spui încrederea în El, să-ți descopere lucrurile care nu sunt pe placul Său. Apoi, în al treilea rând, mărturisește-ți păcatul cu o dorință sinceră de a nu-L mai practica. Când vei face lucrul acesta, El te va curăța și te va ierta. El va îndepărta toate murdăriile din inima ta și o va face albă ca zăpada. Așa că astăzi, în timpul tău de rugăciune, ce-ar fi să vorbești deschis cu El și să-I spui: Doamne, asta e viața mea, curățește-mă și iartă-mă, fă-mă alb ca și zăpada. El te va asculta când te vei ruga: Doamne, cercetează-mi inima, încearcă-mă și arată-mi păcatele. Privește la El, la sfințenia sa și permite-I să-ți zdrobească inima și să-ți o curățească. Acesta este harul lui Dumnezeu și doar harul Său te poate curăți. Când harul Său îți va atinge inima, o va face albă ca zăpada.